Bună ziua, dragii mei prieteni, la mulți ani, vă pup, vă mulțumesc frumos că de ziua mea, când am împlinit 26 de anivers, mi-a scris, m-ați pupat, online, bombă. Vreau să vă spun la mulți ani, mulțumim pentru subscribe, pentru like-uri, pentru că vă uitați, pentru că am început să creștem din nimic. Nu pot să spun că dacă spun nimic înseamnă că mă tai pe mine. Mă rog, Cătă, bine venit, așa da. În emisiune. Vă mulțumim pentru tot. Și eu vă doresc un an minunat. Suntem aici tot la prietenii noștri, la George & Dragon, pentru că avem niște surprize nemaipomenite alături de ei. Am alături de mine doi băieți fenomenali. Pe unul cunosc foarte bine, de foarte mult timp. Îmi place ce face, cum a luat-o din loc. Pe cel de-al doilea am avut bucuria doar să-l cunosc și să aflu despre el niște lucruri extrem de interesante, dar astăzi vom afla mai multe și cred că o să mă împrietenesc și mai mult cu el. Doamnelor și domnilor, Bordea și Cortea, astăzi seară la Soci. Salutare! Bă, vă pup și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să vă spun de ce, că voi sunteți vedete acum, aveți și voi fanii voștri, aveți și voi lucrurile voastre. Te-ai așezat tu la casa ta cu fanii tăi. Nici între noi nu mai vorbim așa ca înainte. Adică nu mai. Oamenii mei sună oamenii lui și tot așa. Adică avem o relație aia. Dar sperăm amândoi să ajungem ca tine și Cornel? Cornel. Da. De 34 de ani. 34 de ani. Haide, că mulți înainte. Da. Unii nu stau căsătoriți atâta. A doua. Nu vreau. Toate la timpul lor. Ce sunt suciți? Aia vreau să spun, vreau să vă întreb. E bine să te sucești câteodată? Băi, eu să vă spun o suceală de-a mea, sincer vă spun. Mă tot bătea la cap, producătorii mă băteau la cap, nu mă băteau și eu îmi doream să plec în America Express cu Jean de la Craiova. Îți dai seama, era... și el mă chinuia pe mine în același timp. El era în casă, eu vreau să merg și el îmi zicea, da, și merg cu Jean, Și ăsta fierbea. Și eu mă uitam, zic, băi, sunt lângă tine aici, adică... Tată! Nu, bine, nu, deci nu, mă duc că, cu Jean. Da. Deci, Jean, pentru care 500 de evenimente, 3 ani la rând, am luat săritură la America Express și la Asia Express, că se făcea. Deci, hai să vorbim cu 3-4 sezoane în urmă, de atunci sunt tot curtat. Bine, nu degeaba. Nu crescuse ăsta micu. Cătălin n-ajunsese la maturitatea de a participa la America. Așa. Și într-o zi m-am sucit. Și l-am auzit pe Cătălin. Tată, e visul meu să merg în America Express, te rog. Băi, joacă-o pe asta. Apoi l-am făcut și eu cu Bobonete. Adică ziceam lui, Doamne, ce aș merge cu Bobonete, ce aș merge cu Bobonete. Ăsta plângea. A fost o discuție foarte mare. Și iată-mă cu el. Adică cumva... Deci suceala e câteodată... Foarte bună. E foarte bună. Tocmai de-aia vă rog să gustați, Cătălin gustă niște sociți. Da, așa. Mai gust-o odată. Aha. Așa din ce am văzut eu, pentru că și la mine și la Cornel, pus în relația mea cu Cătălin, unul e mai dulce și unul e mai sărat. Adică unul e mai, e mai direct. Da. Vorbesc de tine. Da. Se și uita. Și e mai pe dulce. Chestia asta, dulce cu sărat așa, este o combinație bună? Da, caramel sărat așa, e foarte bun. Adică noi, de câți ani știm, nu știu, 12 ani. 12 ani. Adică mergem împreună de vreo 10 ani. Asta vreau să spun că e o combinație fatală până la urmă că ați câștigat America Express. Adică despre asta vorbesc. Că pentru cei care nu știu, ei au câștigat America Express. Ei nu. Noi nu. Eram cât pe cer, dar nu.
Dar da, ne știm de foarte mult timp și ne știm, întotdeauna am știut limitele și triggerele fiecăruia și atunci ne-am fost super lejer să înțelegem. Am avut surprize, acolo. Nu știu dacă ați avut și voi surprize. Asta e puțin. El era foarte gras, adică spre obez, adică se mișca. Bă, da, era da, s-a aici, greu. S-a aici. Știu că acum te văd. Acum vede, să spun că... te vede mai bine. Te văd mai bine de tine. Atunci era partea din, era numai 3D, numai pe o parte era 3D. Se vedea fața de umeri. Da, da. Dar ăsta învia la stres, adică când era stres, ceva se întâmpla cu el. Da. Ceva, și la mine se întâmpla lucrul ăsta. Că îmi ziceam, bă, gata, nu mai. Da. Gata, cătă, gata. Merge. Nu. Te-am văzut de mult. Da. Ai vrut să renunți de bani. El o singură dată l-am auzit, pentru că am văzut toată emisiunea. El, na. Masomel, dar a văzut toată emisiunea și el o singură dată, ai avut când ai fost cu Mike, da, când ai fost Mihai, cum îi zic eu, când erai cu Mihai și ai zis, nu mai, gata, prima dată când vreau să renunț, erai și fără etaică. Da, nu, atunci a fost groaznic, pentru că am stat efectiv 4 ore și jumătate, aproape 5 ore în deșert și nu te lua nimeni. Na, e oribil, mamă, aia te macină cel mai rău, că misiunile le faci, că de-aia totdeauna am zis că e o doză foarte mare de noroc în jocul ăsta. Pentru că enorm. Oricât de bine te-ai descurcat la probă, dacă nu-ți vine o mașină să te ia... Deci noi am mers pe premiza pe partea de mașini, de autostop, noi nu știam spaniolă. Uh-huh. Da. Absolut deloc, știam asta, trei cuvinte. Am vrut să zic, mă, domă, să mă o lună jumate, mă, și vorbeați la fel. Nu ne-a dat spre final, nu ne-a dat mai mult. Pe cuvântul meu. Noi începusem să vorbim mai bine. Mă, fratele meu, italiano, spaniolă după o lună jumătate. Eu am învățat de la el, adică e din Italia, e de acolo. Cea mai bombă e aia. Por favor, se poate ajutar, dai mi 3000 dolari, euro, o dolare per... Andare con telecomanda? Andare con telecomanda. Păi da, era telecondola. Doamne, ferește, băiatul. Doamne, Dios perdona. Unde am nimerit, bă, ce bine era, bine stăteam. Deci, chestia amuzantă era că ne și înțelegeau. Aia era mai amuzant. Mă înțelegeau, dai seama ce expresiv eram. Da. Înțelegi? O să fac mimă. Când vreau. Și toată lumea dar nu vreau. Și toată lumea se mira de noi. Bă, cum au ajuns ăștia, bă, înaintea noastră, bă? Noi știm spaniolă, i-auzeam cum vorbeau la mașină. Mike, Sonia, Mihai și la Molestia. Ai ochii ăștia buni. Din tot castingul ăla ai ochii cei mai buni. Uite-te la Mihai, uite-te la Iulia Albu, uite-te la cine? Am vrut să zic Sanda, dar a ieșit pe generic. Închidea ochii când era pericol și a fost tot timpul pericol. Nu am văzut ochii, nu am bătut la ochii. De chiar Sanda, unde a stat când a fost aici? La fată sau la băiat? Apropo, vreau să zic că a fost un moment foarte emoționant și nu știu dacă l-a văzut foarte multă lume. Noi ca și comedian l-am văzut când au ieșit Tănase și cu George și cu... Ție ți-a părut rău ca și comedianta. Erai așa, erai... Bă, nu fii atent. Ei au realizat că iubesc și mi-e drag. Și de ce? Sunt tacma mea, sunt cei care merg mai departe. Da, exact. Eu cu Cornel am deschis un drum pe care l-am ținut viu până ați venit voi. Despre asta e vorba. Noi am ținut comedia rege, crede-mă. Și comedia aia pe scenă, comedia rege, crudă, cu bani. Noi n-am avut sponsor niciodată, bă, mă jure, prima oară când am sponsor. Eu n-am avut asta cu bani. Suciți. Noi ne bucurăm foarte tare. Termin asta și gata. Îți dai seama, noi n-am avut sponsor niciodată. Toată viața noastră a fost... Pe ce lume a venit la sală, aia a mâncat. Noi din spectacol am trăit, din bilete. Da. Nu se trăia din altceva. Plecai luni. Nu era influență reală cum e acum. Nu, plecai luni la spectacol, veneai vineri înapoi, stăteai sâmbătă acasă cu familia și luni plecam, făceam Moldova. Uh-huh. Mădălina, Manole, ălea, Jean, cu tare. Am ținut comedia rege. Eu cu Cornel și cu alți actori de comedie, am ținut comedia rege. Da. Pe care, acum stand-up-ul, și mă bucur din suflet pentru lucrul ăsta și cu mâna pe suflet spun asta, mă bucur că umorul și comedia merge mai departe. Da, mai departe, da. Noi ne bucurăm. Și de-aia mi-a părut rău. Bă, am zis, bă, mă aveam un sprijin aici. Bă, ei la un moment dat au intrat într-un soi au cedat, de... Au cedat, efectiv, da.
Bă, am văzut expresia ochi, era părerea de rău, bă, suntem, bă, hai mă să ne distrăm un pic, hai cu gluma, am observat, știi? Asta la orice petrecere, la eveniment sau așa, dacă e un comediant acolo și vine un comediant, se caută unul pe altul, da, e ceva incredibil, pe cuvântul meu dacă nu. Mai faci o bășcălie despre ăla, mai un apartament. Da. Ori de eu cu ei, îți dai seama, abia așteptam. Aia era mișto, că ne gândeam, bă, ne întâlnim pe un curs, mai râzi, mai un alta, mai faci, că... Până la urmă e un show de televiziune, nu e olimpiadă. Și am văzut acum la Umor, open, mișto, cum sunt ei, au găsit ăla. Mă, acolo, zici că le-a furat cineva telecomanda. Au uitat telecomanda acasă. Erau blanc, erau albi. Bă, n-au dat una, bă, una. Am vorbit au dat, dădeau degeaba la... Careu. Nu la careu. Când filmau testimoniale. La testimoniale, da, au fost foarte buni. Da. Ei săraci plâng că au avut probleme fizice cu tranzitul intestinal așa, okay, și așa. Da. Pe lângă asta, ei chiar se așteptau să fie mult mai ușor. Eu am vorbit cu ei după aia. Ei se așteptau să fie mult mai... Ei au crezut că e multă regie. I-am zis, bă, nu e... Adică dacă tu crezi că e greu, crede-mă, e mai greu când ești acolo. Pentru că așa de la televizor, când te uiți tu pe canapea, e drăguț, hai că faci. Nu e așa. Dar asta, legat de ce a zis, că se vede că ți-a părut când au plecat, noi ne bucurăm așa de tare, avem și noi avem spectacole, cam prin același săl mergem de spectacol, case de cultură așa, și vedem afișe cu, mai țin de, am și filmat în rubrica noastră de tour vlog pe YouTube. Chiar era în America Express, atunci era emisiunea se difuza și am mers la... Afiș. La afiș te-am mângâiat așa, mă, știm că e greu. Știu, Romica, că e greu. Te iubi, Romica. Și pe palade. Tu ești bine acasă. Dorm, că e bine, tot mai în casă, e regulă acum. Da, mai ascunzi niște lăutărească. Ne bucură că mergem și găsim afișele cu voi așa pe o zi. A, ce tare că am avut și ei aici. Și clar ați avut în toate sălele spectacolul. Da. Acum, sincer, vorbind, avem, cum să spun, avem o perioadă extraordinar de bună. Și jucăm și afară. Afară noi jucăm cu, și nu te mint, 5-600 de oameni. Da. În Spania, în Italia, în Anglia, în Germania, peste tot. Și ai observat cât de bine primește diaspora? Adică e o diferență în reacție. Adică e mult, mult mai deschiși, mult mai și de abia așteaptă să prind, să ia contactul cu România, cu oamenii de acasă. E un eveniment. Să îmbracă frumos, vin cu copiii. Putare, a venit Sociu și Palade, Bordea, Cortea, hai să vedem ce ne bucurăm de ei. Asta înseamnă mare lucru, să spun ceva, sunt aproape 5 milioane de români care sunt plecați. Ce părere aveți de chestia asta? Păi, toată lumea vrea o viață mai bună, ei au ales asta, să meargă acolo și mi se pare... Corect. Adică dacă ei asta vor, e foarte bine pentru ei. Și crezi că ea se mai întorc vreodată de acolo? Da, depinde. Eu cred că e o chestie numai de viață bună. Știi cum sunt verișori între ei? Hai mă, până la mine. Te duci până acolo, zici, poți să mai stau o perioadă? Da, mai stai o perioadă, înțelegi? Adică nu e neapărat un plan făcut, că tot trebuie să vorbești de asta. M-a dus pentru o viață mai bună, m-a nu știu ce. Băi, frate, tu acolo, zici, hai mă, până aici, că vorbeam... se cheamă unul pe altul din inerție. Vorbeam cu un chiuto care e în Haga acum și el e de 5 ani acolo. Și el zicea, bă, vreau să mă întorc. De 2 ani tot zic că mă întorc înapoi. Da, e bine. E bine. La lele. Când e bine, e bine. Infrastructura. Nu ești din casă. N-ai de ce să mai ieși. Nu-ți bine să mă ieși din casă. La lele, că așa se culeg la lele. Uite așa și se miros. Eu, sincer să fiu, despre tine știu mai puține. Da. Lucru am înțeles că ești un om gospodar la casa lui. Dacă tu de unde ești? Iartă-mă. Așa? Da, sunt... Agitat de conștiincios. Am făcut și eu facultatea de teatru, ca și colegul meu. De aici, un ATC-ul din București. Am făcut și teatru. Diferența între noi. Există așa. Ești săran sau fost săran? E o diferență foarte mare. Adică, mai, în sensul că mai treci pe la țară sau nu? El mai trece pe la țară cu lumea. Ce, ai atelierul ăsta de veioze sau ce? Cine v-a informat? Zi asta că... Vizionar? Vizionar, da. Dar îți face din pălărie, deci omul e dement. Nu, pe vremuri făceam asta. Pe vremuri, când aveam timp liber, cred că n-am mai făcut de 10 ani,
făceam veioze, îmi plăcea să fac din orice veioze. Pe cum am făcut din trunchiuri de copac, de la traforaj. Da, îți lua mult lucru. Nu, dar s-o lua imediat orice. Am, da. Am turnat din beton, din cărămidă, da. Dintr-un trunchi de copac am făcut la un moment dat. Dar le-am dat pe toate, din sticle, din... Să mă, cât talent avea la actorie dacă el era plăcea. Și-a nevoit să mă înveți o meserie. Da. Eu n-am făcut tot decât 2 ani. De la un ATC din curte, turnat de băiat. Eu n-am făcut decât 2 ani de facultate. Atât. 2 ani de facultate. Da, după care... Anda Călugăreanu, am avut o profesoară de dicție și profesorii, așa era Ștefan Tapalagă și Tatiana Ecăl, mama lui Florinel și fosta soția lui Florin Piersic. Okay. Și mi-a zis așa, la clasa aia era Vizante, eu eram în clasă cu asta, cu Rona Harner. Da, Dumnezeu s-o odihnească. Băi, ce fată, Dumnezeu s-o odihnească chiar. Abia aștept să îi invit pe cineva și chiar să vorbesc despre Rona, pentru că merită, așa. Și mi-a zis, băi, Romic, eu deja începusem, aveam spectacole la Sala Palatului, umblam, pac. Și mi-a zis, bă, du-te, Shakespeare, nu știu dacă ai să faci vreodată, nu știu dacă o să joci vreodată la 12-a noapte, dacă așa o să joci Tolstoi, cel mult o să joci Pescărușul, cum este înghețat, sau... Așa, Vișinu din Livada, da, cu Vișinu, da, da, așa. Da. În rest, nu prea ai multe șanse cu fața asta, nu intri la, nu te califici la nimic. Maxim Caragiale. Jure, da. Prim n-o să fii. Rică niciodată. Da, am avut momente și de rică, dar, mă rog, mai mult am mâncat bătaie decât am prins. Dar asta nu contează și tocmai de-aia m-am lăsat. Am și m-am apucat de... Eu mulțumim frumos. Ăștia, da, da. Știi, din stand-up, când ați pavot voi drum, adică mulțumim frumos. Că știi ce... Da, după aia am ajuns la Tănase. Acum am revenit din nou după 25 de ani. După aia a plecat Tănase din America. Da, el e mai băgat pe chestia. Mi-e place să fac, îmi place să bricolez. Familist. Pe lângă, da, pe lângă faptul că sunt familist, am doi copii. E foarte frumos să trăiască. Da. Mulțumesc că asemenea cu da. Și cu nepoții. Da. Mi-e place să bricolez, îmi place să fac chestii. Acum ne-am mutat la casă, îmi place să fac, eu îmi pun pavele, îmi pun când am timp și așa, când nu suntem în turneu, îmi place să... Nu zgârci. Da? Nu, pe cuvânt, da? Mă, meșteri, el e cel mai zgârcit om din lume. Am meșteri, mi-am luat meșteri, dar nu, dezgârcit văd că după pulover. Da. Ăla e ciuruit. Ăla, da. Și n-are nimic pe dezgârcit. Văd, n-are nimic. Se poartă. E mai young acum. E mai young. E mai young, cu dragul meu bătrân ca mine. Dar povestește faza că noi când înainte să plecăm în America Express, el a zis, mă duc, îmi duc familia la țară, că e în siguranță la țară, aici la București. Păi nu, mă, dar n-ave... Deci, la adică țară, într-o oră, nu. Visul și-a spart capul. Deci, nu, oră... nu, deci a fost așa. I-a dus la... nu-i lasă aici în jungla asta de betoane, că scrie comunitar, i-a dus la țară, pentru că acolo și părinții mei, e soră mea, toată lumea, orice ar avea nevoie, toată familia e acolo. Problema e că la o zi după ce am plecat, acolo fiind centrala pe lemne, a scos termometrul din centrala de lemne și aia n-a mai știut să bage apa în toată casa. Și a fiert, a țâșnit, s-a panicat, a pus copiii în mașină noaptea la 1, s-a panicat. În prima zi după ce am plecat, a doua zi sau a treia zi, a rupt cheia în ușă, a trebuit să vină să dea... gaură, nu știu, taică mi-o să scoată. Și tu? Eu nu știam. Eu eram plecat seama. Fără telefon, fără nimic, habar da, n-aveam. Da. Și pe aia că mi-a zis toată zi, bă, Doamne, iar tu, bă. Eu v-am vrut binele și... Da. În rest, toți copiii la București, nicio problemă. Nu, da. Sergau, liniștiți, pe Victoriei. Aici, la țară, unul cu mă rog. Nevasa arsă toată, unul cu cheia ruptă. Copiii pe afară, păi fix a dormit cu câinele. Și tu ce-ai lăsat acasă? Tu la tine cum a fost? Dacă tot ești șmecher așa, dacă ești șmecher așa. Cleopatra, hai tu! Era periculos la podcast. Cleopatra, urcă tu, da? Bravo! Știi că când te mănâncă în cor, te scapi. Dai, da. Băi, dă-și da. Acum îmi pare rău că n-am dus-o eu la țară. A, da. Las că a ce tare, bună, bravo. Da. Asta, da, bravo. La tine, Cătăline, ca să mai liniștim așa un pic, da? Și eu mă reluăm mai târziu. 2024.
a început 2023, vremea schimbării. Ce vrei să schimbi? Ce vrei să faci? Ce ai de gând tu? Anul ăsta clar scot cartea, că mă țin de ceva vreme să o scot, să o scriu la ea și așa. Sunt o serie de povestiri pe care nu pot să le spun în stand-up, știi? Pentru că sunt tragico-comice, cu multe detalii și știi că în comedie e vorba de timing și așa și n-am cum să le așa. Și am început să le scriu în detaliu și cred că prin martie, nu știu, aprilie o să scot cartea. Apar în ea? Ești adeptul și înscris la comedie și la stand-up să se râdă una după alta. Eu mă gândesc că există și un moment de cum să spun, de respiro ca să ajungi și la... Că dacă e poantă după poantă, lumea o obosește. Dar eu mi-am schimbat, adică am ajuns la chestia asta, cred că de vreo 2-3 ani. Când înainte eram mitralieră, Și n-aveam mult timp. Gândește-te și la chestia asta. Noi urcam 3 sau 4 pe scenă și aveai 15-20 de minute. Tu n-aveai când să știi să o faci, să nu știu ce. Da. Trebuia să-i execuți. Că n-aveai când. Acum, mergând doar noi doi, având 40 de minute cu 40 de minute, poți să te duci un pic. Ai timp un pic. Și am lăbărțat-o un pic, adică și am dus-o... Și cred că pauzele astea și faptul că ești... Că pauzele astea ești real câteodată cu oamenii și... Adică câteodată... Deci asta e vorba, sigur. E vorba că se vede omenia aia, nu numai bam, adică nu ești un robot care numai dau glumă. Nu, trebuie să vadă și partea asta mai omenească, pentru că ne-a săturat să vină oameni cum a fost ăsta în Iași, Doamne. Că a venit la masă, ia zi-mi cea mai tare gluma ta, ia zi-mi cea mai... Bă, dar nu merge așa. Crezi că mie nu mi s-a întâmplat? Exact. Sigur! Zi-mă pe aia, că tu aia zic, care e aia? Începea să râde, mă făcea și mă închidea cu asta. Mă, de ce râzi? Că poate am un bag prost, dar ai răbdare. Dar știi de ce? Acum ascultam un podcast din afară, din America, și era Denzel Washington cu Steve Harvey și vorbeau despre chestia asta. Și zicea Denzel Washington lui Steve Harvey, zicea, bă, voi comedianții, de asta e când mergeți undeva, vine la tine și zice, nu contează că mănânci ciorbă, nu contează că ești cu fiul tu, cu nevasta, cu copii, vine, Romica! Romica! Nu contează ce, pentru că comedianții sunt ca niște verișori, ca niște frați, ca fac parte din familia ta. Despre asta e vorba. Îi vezi foarte des, te duci la spectacolul lor, te fac să râzi o oră, după aia vin iarăși peste câteva luni și tot așa. În schimb, la film, ăla-i mare pe ecran. Ia zi, mă, cum ai făcut aia? Cum ai sărit de pe bocă? Da. Te reproduc pe tine, sociu. Eu când eram mic, te reproduceam, adică aveam glume de la voi, mergeam și eu prin Sapa acolo sau pe la Botoșani, ziceam o glumă sau de la Dor Octavian Dumitru sau de la Vacanța Mare sau așa. Și cumva te învățam. Știi? Și erai ca frate mai mare. De asta acum ai familiaritatea asta când te duci undeva și zici, Romică! Mirela! Adu copii! Plus că comedia... Și-l pune în brațe, face poșa, și ești cu o spaghetă pe aici, știi? Dar plus pe lângă asta, comedia, ca să funcționeze ca lumea, trebuie ca oamenii să se regăsească în glumele alea. Și regăsindu-se în glumele tale, e ca și cum te-ar cunoaște. Și atunci se raportează direct la tine ca și cum, ești nebun la cap. Eu te știu de nu știu când. De schimbare. De schimbare. Așa asta o să fac acum anul ăsta, o să pun chestia asta și în scris, neapărat. Plus că vreau să-mi construiesc acum al doilea special care o să fie closure la primul. Am înțeles că ai făcut specialul ăsta. Am făcut specialul, da. E bine să știe mai multă lume și mi se pare o chestie destul de interesantă. Știai de specialul ăsta? Știai? A fost o încercare, o chestie. Am vrut să văd dacă merge în cinematograf. Am vrut să văd dacă comedia filmată pentru platforme, pentru YouTube, pentru nu știu ce, să văd dacă pot să o filmez mai profi, mai așa și să o bagi în cinematograf. A fost o încercare. A fost un succes incredibil. Extraordinar. Incredibil. Și știi de ce? Că după aia am stat la masă cu oamenii cu nu știu ce și ne-am întrebat. Tu la film luna asta ai două filme, să zicem, de real interes. 3 maxim. Le vezi. După aia îți mai rămâne un timp în care zici, bă, ce mai vedem? Ce mai nu știu ce? Te duci cu gașca de prieteni, te duci cu gagică ta. Unii s-au dus cadou, se țineau de mânuță, se uitau nu știu ce. Cred că mai e și altceva. Sunt foarte mulți fani care n-au apucat. Că noi mergem o zi sau două zile pe an în orașul ăla. Da. Nu toată lumea care vrea să vină să te vadă poate să vină exact în ziua aia, la ora aia. Da. La cinema. Plouă, plânge copilul, are colici, are nu știu ce, a venit cinema, soacră-ta. Ești o lună de zile, vreo 2-3 ori pe zi, ai timp. Și oamenii chiar s-au bucurat foarte tare. Da, dacă poți să lac și să-ți urcând. Da, okay. Timp de o lună, două, te duci urcând. Nu te vinzi și după aia trebuie să scoți altceva să fii... Ba da. Dar la noi, ce? În timp ce tu-l filmezi, tu ai construit altul. Noi, știi? Adică l-ai dat,
dar tu ai backup, adică ai material pe care l-ai rulat. Ai backup, da, exact. Okay. Pentru că un special de ăsta este filmat după ce s-a terminat turneul de mult, adică tu îl pui undeva și îl tragi încă o dată într-un oraș în care n-ai fost. Ți-ai luat banii pe el. Ți-ai luat banii, l-ai dat peste tot, diaspora, România, tot. Oricum e de apreciat că tu... Cum ai mai spus că tu nu te duci niciodată cu același număr? Niciodată. Eu cu pala de moment. Da. Dar nu în același loc. Corect. Nu mergem niciodată în același oraș. Nu, dar știi ceva? Eu, bine, sunt convins ca și voi. Noi avem o... Mergem foarte mult în proporție de aproape 60%, 40% e text și 60% croșetăm pe lângă el. De-aia niciodată ăla nu știe dacă l-a văzut sau nu l-a văzut vreodată când am venit sau aia, pentru că niciodată începutul nu începem de unde, începem de fiecare dată. Așa? Pentru că publicul este de fiecare dată altul. Da, corect. Și nu poți... Dacă îmi permiți o completare. Eu de la voi am învățat treaba asta. Înainte să fie improvizația în România, înainte să fie stand-up, înainte să fie, noi am lucrat la Meseriași. Da. Pe Pro TV. Băi, bravo! Și mă uitam la ei doi. Eu aveam textul, știi? Motamo. Și intrau în scenă, dădeau altă replică, regizorul făcea: bună! Ce-au făcut? Cum acum? Ce se întâmplă aici? Cum? Păi nu-i replica! Se vedea el cu ăla, zicea, nu-mi place. Nu-i asta, schimb eu. Nu-mi place, nu se potrivește. Ce fac oamenii ăștia? Acolo am văzut improvizație prima oară. Secundă, am să-ți povestesc ceva. La Național TV, acum ani în urmă, făceam împreună cu Cornel aia, cum se numea, Naționala de bere, cu Michi care era aia și noi păcăream de fiecare dată. Michi de la Neața cu Răzvan și Dan era regizorul și puteți să-l întrebați pentru că trăiește și încă bine. Așa. Și întrebați. Se făcea o schemă dimineața. Ce personajele, cum intră, ce se abordează, unde ajungem, care e finalul și ce e, vorbea fiecare, știa ce, și dădeam rec. Vă jur că niciodată în 100 și ceva de filmulețe pe care le-am făcut, n-a fost scrisă o replică. O oră! O oră! Improvizație! Îl sunam pe Michi acum și vă dau cuvântul meu de onoare. Ca asta făceam cu Cornel. Da, voi ați deschis și drumul ăsta în televiziune. Acum nu mai e pe scenarii, pe replica erați, ta, erați eu, după publicitate o să... Nu! Tot succesul ăla pe care l-am făcut la Tele Euro Bingo Show, era scris nimic. Nimic. Intram, pac, aveam ceva în spate. Și de acasă părea că e replică, adică nu era nimic lăsat așa cu pauze, cu burs, cu nu știu ce. Era fantastic. Pentru că ne surprindeam noi pe noi, că râdeam noi de noi ce dădeam. Sigur, e adevărat. Și de-aia cu atât mai mult îmi place stand-up-ul, pentru că într-o oarecare măsură și noi, cu ce facem, total diferit, ne apropiem de genul ăsta. Da. N-ai cum să vii cu un text tabu într-o sală pe care nu o cunoști. Întâi și voi începeți cu alea de încălzire. Da. Plus că mai testez, eu testez în oraș, mă duc la piață, mai vorbesc cu doamna, cum mi se pare, nu știu ce, și bag o glumă să văd cum funcționează pe doamna, că știi, într-o sală ai foarte mulți oameni, nu ai numai corporate sau numai nu știu ce sau nu știu ce. Plus că e o diferență geografică, adică, de exemplu, ce merge în Ardeal, nu merge la fel în Moldova. În Moldova, dar i-a spus Cornel, nu mă cred. Exact, i-a spus, bă, nu e. Cu toate că moldovenii sunt un public foarte bun, mai bun decât ardelenii câteodată. La ardeleni, vorbitul ăla încet, știi că o spui miercuri și râde duminică la biserică. Mai, domnul Robic, eu sardelea, nu e chiar așa. Eu la moldoveni există râsul împins, știi râsul împins? La noi e moltean. Păi la Craiova crezi că e altfel? Sau așa? Crești fără nas, până la Craiova. Ia uite, am făcut la Craiova. Da. Dar cum era el acasă când erai mic? La fel. Toată lumea, bine, și acum mă întreabă, cum e el acasă? Îmi spun, este exact cum îl vede toată lumea, la fel e și acasă. Glume, n-am fost niciodată. Totul foarte relaxat, tot. N-am fost niciodată, jur.
Nici pentru el, nici pentru Ai știut vreodată de fricală? Da. Fără să-i spun niciodată nimic. Cum e asta? Ai lăsat-o în cap de cal în pat? Eu cred că Nicoleta l-a alimentat. Vezi că vine tată. Cum și eu venăm degeaba. Că venim, da. Cu jocuri, cu jucării, cu vine tată. Vine. Dar nu te deranja chestia asta că erai plecat tot timpul de acasă și așa? Adică pe mine mă afectează de mult. Când am fost și în America acum, asta mă afectează cel mai tare. Da, eu n-am făcut asta. Ai plecat 2 ani și voi aveți bine. 10 ani, poate, de când încep. Da. Eu am 34 de ani de când fac lucrul ăsta. Și nu uita că noi mergeam după care aveam litoralul. Plecam 3 luni pe litoral, că începea pe mai, pe 15 mai și veneam pe 15 septembrie acasă. Turneul în fiecare aia. Păi veneam acasă în toamnă, plecam din nou. Eu așa am trăit. Ei asta au trăit. Nici tu nu ți-ai cunoscut tatăl. De-abia acum. În America Express am cunoscut. Asta a fost și asta. Să știi că s-a văzut, a fost foarte faină relația dintre, că e. Și s-a văzut. Dar a fost jucat. El așa. Știu, știu. Dar foarte fain. Eu așa îl iubesc. El e ofticat pe mine și asta vreau să vă cer părerea vouă. E ofticat că sunt prea tată cu el, că îl pup, că îl iau în brațe. De ce, mă, că e frumos, mă? Serios? Serios, e frumos. Bă, ești penibil, eu deja am copii. Hai că n-am spus așa ceva, nu, ești penibil. Nu, mi-a zis ușor penibil. Nici ușor penibil l-am zis, nu. Da, de cât penibil. Deci, oamenii care venim din background-ul ăsta mai artistic sau așa, de obicei ne exprimăm sentimentele pe față. Adică n-avem din asta să... Uite, taică-mi e așa, taică-mi e foarte rece, dar vine, mă pupă din gând în gând și pe aia îmi dă așa o palmă de... Da. De la modul, ce dracu mă, se îmbărbați. Și pe el după o cheam de mai asta. Adică să nu-i prins slăbiciunea. Mă, pleacă de aici. Și mă enervează. Hai, gata, nu te uita, nu te uita. Da, schimbă privirea, da. Și mă enervează asta, că vreau să-i arăt, că îmi place să-l iau, să-l strâng în brațe acolo. Zic, bă, e ok să arăt sentimentele. Adică nu trebuie să-ți fie rușine sau de asta că îți arată dragoste. Chiar dacă ești mare, nu contează ce vârstă ai. E foarte frumos. Da, vorbim de niște lucruri interesante despre dragostea asta de părinți și ți-ar putea spune Cătălin că el, într-o oarecare măsură, a dus lipsa. Am dus lipsa, da, da. Eu când mă uitam la voi în America Express, de exemplu, bă, mă uitam într-un fel anume, știi? Adică, da, și se vedea chestia asta și e... pentru mine a fost emoționant. Adică pe lângă traseul vostru, ok, probe, nu știu ce, să vezi treaba asta, este emoționant. În America sau Asia Express până acum au fost doar mamă-fică. Mamă-fică, și a fost prima oară când am văzut tată-fiu, știi? Da. Și eu am ajuns la 39 de ani să am o curiozitate anume în ceea ce privește relația asta. O curiozitate anume, cum ar fi fost, cum ar fi, știi? Că îmi lipsește, e o lipsă acolo pe care n-am cum să o umplu. De asta o chestie pe care e bine să o ai în vedere că nepoții o să vadă filmarea asta când și strănepoții și tot așa. Bă, adică da. Ce ați făcut voi acolo, lăsând la o parte frumos. Concursul, lăsând la o parte popularitatea și oamenii de acasă, în familie rămâne tape-ul ăla. Știi? Rămâne înregistrarea aia, care este aur curat. Aia nu poate să o dea nimeni. Este fantastic. E foarte adevărat. Și a fost destul de greu să ne... În primul rând să ne dezlipim așa de tată și fiu și să fim coechipieri și să tragem amândoi pentru cursă. Că într-o oarecare măsură îl înțeleg, așa e oricare părinte vrea să-l protejeze de orice. Acolo n-ai cum să-l protejezi pentru că trebuie să facă și el ceva și tu ceva ca să ajungeți la un numitor comun acolo. Noi nu i-am spus niciodată lucrul ăsta. Când dormeam pe jos acolo și nu ajungea pătura aia la amândoi, l-am acoperit unde, pe el. Dormeam eu pe colțion și tu în pat sau... Pe colțion? Păi... Când? Iartă-mă, dar când? Când ție ți era bine și ne era rău? Când mâncai copănelul ăla de pui așa, nu? Și îmi dădeai mie coasele în cap să nu mai spune? N-am avut. Ești măgar aici. Vorbeam mai tine când am dormit amândoi pe colțion, măgarule. Deci trăgeam efectiv. Lumea credea și cred mai mult ca sigur, au zis, bă, ăștia trag să câștige, bă, să ia banii, bă, de la ăștia, bă, amuletele. Noi trăgeam să ne calificăm la jocul, să luăm cazarea. Cazarea, da, bă, și noi, că dacă era să se întâmple, să și câștigăm, era și mai bine. Deci ne vedeam dimineața cu Giulia și cu Vlad și dădeam una cu Vlad. Succes. Câștigă și pasta. Noi am dormit bine. Da. Adevărul e o mică paranteză. Bă, câte cazări v-a dat Terina sezonul ăsta? Nu ne-a dat nimic.
Mă, nimic. Da. Și vedeam într-un stage, din 4 nopți, două vă dădeai, eram, bă, mă enervam, pentru că eu știu cât de tare ne chinuiam și am stat nopți, am trezit o stradă întreagă într-o noapte, au lătrat toți câinii de acolo, deci e cadru, a filmat Marian care aici, noi stăteam așa, un câine dormea în fața noastră și două vecine vorbeau între ele să adune bani să ne cumpere un hostel. Deci, mă, eram rupt singură, am rămas ultim, atunci cu bruhul. Da, da, da. Doamne, deci când vedeam la voi, în seara asta vă dau cazare, eram băgat. Cât de greu le-o fi să accepte. E un test. Cine ia cazare, a doua zi pleacă mai târziu, cred că. Nu. Numai știu, erau zone periculoase, erau mai, na, multe zone care nu primeau oameni sau era foarte târziu și na. Da, a fost frustrant, dar da, asta era principal motiv pentru care și noi trăgeam de la o zi la alta, era să primim cazare. Vroiam hotelul ăla, vroiam să dormim liniștiți, vroiam știi să... Știi ce? Ți-e foarte bine fizic, să știi. Da! Nici noi n-am știut. A, nu? N-a fost o surprindere în familie? A fost, se întrebam în fiecare seară. Să spun ceva. Ăla din mine n-a dispărut. N-a dispărut complet. Ăla... Luptătorul din Sociu n-a dispărut niciodată, chiar la 60 de ani. Eu am jucat fotbal de performanță. Am alergat toată viața, n-am avut ficat. Și am fost în echipa... echipa, da. În alte motive. Suntem mai mulți, da. Așa. Am înființat, am fost printre primii care am înființat naționala fotbaliștilor, artiștilor, da, fotbaliști. Și asta pe vremuri, am fost un tip energic toată viața și ceva pe, dacă zic pe fund, dar rămân, e nasol, știi? Ceva pe... Și acum oamenii de acasă se întreabă, de ce zice că nu mai poți? Aia era, știi că... Eu cred că aia era pentru... Nu, el are un motor de încărcare a lui prin chestia asta. Deci el spune că nu mai poate, dar de fapt el mai poate. Aha, deci se motivează singur. Eu când vedeam, eu aveam impresia că e pentru acasă, adică să nu vadă acasă familia că uite că poate să ducă. Atunci zicea tot timpul, nu mai poate. Da, asta ne-a nenorocit și pe mine și pe Cătălin, pentru că noi nu duceam gunoi, eu nu făceam. Înțelegi? Că plouă, că putare și acum Nicoleta zice, ai, Țociu! Da, a alergat acolo de ți-a sărit ochii. Nu mai poți. Vezi că e marți, scoate gunoiul. Exact, tu acum nu mai poți să spui, nu mai pot acasă. Da. La revedere. Îmi iau aia, că mi-a mai rămas gluga de la America Express, mi-o pun în cap și scot. Da. Știi ce mă bucură? Mă bucură extraordinar de mult că sunteți două persoane open, mișto. Nu vi s-a urcat succesul la cap. În sensul că... Stai să spun ceva. La două lanțuri la fel. Nu vorbesc de lanțuri. Vorbesc așa, de atitudine. Mă bucur și lucrul ăsta, nu știu dacă l-ați observat, și eu și Cornel în perioada asta de timp, niciodată ai simțit vreodată în atitudine la mine că nu. Sunt mai vechi în tagma asta? Nu. De ce? Nu. Vă felicit pentru lucrul ăsta pentru că aveți o carieră foarte lungă și mă bucur și mă rog să o aveți până la adânci bătrânețe, așa trebuie să rămâneți. Pentru că lumea, când te vede, cum vorbeam mai devreme, te consideră un apropiat de-a lui. Mm-hmm. Dacă n-ai dat mâna cu el sau n-ai făcut poză cu el, ăla l-ai pierdut, pe viață l-ai pierdut. Ăla nu mai... Știi cum zice până la tine? Păi, portea ce mișto, cu tare să facem o poză, mamă, ce îmi place, e ăla mă care e cu... Și zici, bă, n-am, acum n-am. Da. Bă, vrei să spun ceva? Mie nu-mi plăcea bordă. Dar era ăsta aceea. Românul, imediat, cârcotă unchi, imediat în loc, pac, în viața lui. Și unde se duce? Și uite, ce-ți place bordă? E mai mare dezamăgirea când ești entuziasmat. Știi? Când ești entuziasmat și primești un refuz, atunci ești... Păi de acolo vine mai aia, never meet your heroes și niciodată să nu-ți întâlnești eroi, că o să fii dezamăgit, pentru că foarte mulți fac așa. Voi să nu faceți lucrul ăsta. Nu. E bună televiziunea sau nu e bună?
Acum, eu mă întreb pe voi, nu. Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spuneam asta. E și bună, e și rea. E bună, la cunoscut pe domnul Chelu, acum am spate, am tot ce trebuie, am brigadă. Domnul Corte aici de față, când a luat contact cu televiziunea, a trebuit să arunce CD-uri în curul unui japonez. Asta a fost, da, fiecare are o veste de origine, cum ar veni, știi? Origin story. Hai să luăm cu începutul. Ați câștigat America Express, frumos. Proiect împreună, ai umor. Da. Pam, 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 pam. Eu m-am așteptat, am făcut și o bucată despre asta. M-am așteptat, da, e jurat, stai acolo, îți vezi de treaba ta. În prima emisiune, m-au chemat pe scenă, prima zi, au venit un băiat, Mr. Cherry, japonez. Vă să lui cât trăiesc. Domnul Cireaș, pentru oameni. Pentru că și-a despicat dosul. Înspre mine și m-a rugat să arunc cu CD-uri, iar el cu dosul să le prindă, să-l prindă între ei. Și a arunc CD-ul, un fel de părți. Mai era la când aia cu prosa și prinde aia între buci bila. Da, exact. Aia îmi place. Aia e la petreceri private. Aici era open. Și asta a fost... Mama lui s-a uitat, mama. Și eu... Deci eu după, oricum a durat foarte mult ziua aia de filmări. Clar, acum furculițe și cuții doar pentru el acasă, nu mai pune mâna pe ceva. Eu l-am sunat seara când am plecat acolo, zic, bă, am sunat managerul, zic, bă, nu cred că e ok. Adică, cum trebuie, serios, asta e primul meu, primul impact, asta, arunc CD-uri în curul unui japonez, serios, asta, despre asta e vorba, eu îmi bag picioarele, nu vreau și ceva. Dar te felicit, pentru că n-ai zis Cleopatra. Cleopatra! Iubire, nasol, vină tu! My God. Așa, ok. Și ai vorbit cu managerul de proiect, cu producătorul? Da, nu, și m-au liniștit cu tot. Mă rog, n-a fost primul impact televiziune. Am mai fost și la Prima TV, acum în 2014. Vorbim de televiziune. Da. Am mai făcut și România are roast înainte să plecăm în America. Deci noi, practic, am fost unul după altul. Am fost, da. Aia a avut roast sau n-a avut roast? Și apropo de ce spuneai, și pe mine m-au emit prima dată când ne-am văzut la Umor, când ați avut un număr la Umor foarte fain. Și ai venit foarte deschis, adică nu te-am cunoscut personal până atunci, n-am mai văzut așa. Și m-a bucurat atât de tare că erai exact așa, de gașcă, era cu toată lumea, eram mică. Și am zis, da, mă, da, și mă duc în America și am început să vorbim brusc despre asta. Da, păi l-am întrebat pe bord de aia. Și m-a bucurat foarte tare să văd că... Contează foarte tare pentru noi, la contactul cu tine, de la meseria și de atunci am rămas în cap chestia asta. Da. Și contează deschiderea asta față de... Eu am rămas cu bucuria și cu prietenia de atunci. Uh-huh. Nu știu tu, păi nu ne-am mai întâlnit la... Ne-am mai întâlnit, da. Dar tot timpul m-ai luat în brațe într-un fel. Adică în momentul când au schimbat canapeaua de la capatul ăsta, au întrebat, mai era ceva aici? Am avut o glumă, că am fost cel mai bine plătit ficus din istoria. Da, cel mai ficus. A fost mișto perioada aia? A fost foarte mișto. S-a folosit ție? Da. Dar și zic cum. Adică cum am întâlnit pe voi atunci și am văzut ce înseamnă improvizație. Bun. De la capatul ăsta am învățat ce înseamnă direct. Știi? Directul, când nu trebuie să ai burți, când nu trebuie să nu te pierzi niciodată. Îl vedeam pe el cum gestiona lucrurile, cum așa. Pe lângă asta, pentru mine, în stand-up, de exemplu, m-a ajutat foarte tare, că era băiatul de la TV. Multă lume nu știa ce înseamnă stand-up și îl vedea pe afiș băiatul de la TV și venea unde, când te-ai așezat pe canapeaua aia, dăm un procent unde erai. Da. Real. Ca și vânzări sau chestii? Nu, ca imagine și cine era Bordea. Eram undeva, cred că la... 30%, 20-30%. Bă, fii atent ce sincer am fost. Vorbesc serios. Bă, te iubesc. Jos. Am crezut că te dai șmecher. Nu. Și tot timpul ăsta se juca pe telefon Candy Crush Saga. Tot timpul ăsta se juca. Bă, primul subiect de la Capatos a fost un pitic violat de... De o cămilă. De ce? De albă ca zăpadă. Avem albă ca zăpada, care l-a luat pe Mutulica. Nu stăm pe telefon și Capatul s-a zis, ok, avem următorul subiect. Un om foarte mic de înălțime din Craiova a fost violat de o doamnă foarte înaltă și foarte mișto. Și eu zis, ce?
Cine mă? Cum? Și a intrat unul mic, mic, chiar mic, așa. Așa, și pe aia a intrat și aia. Bună, aia bună cu tot. Și eram, bă, ce se întâmplă cu realitatea? Adică, băi, trăim într-o simulare, deci niște extraterestri care le controlează pe ăla mică, are bani, nu știu ce. După aia șocul mare a fost când a intrat Guță, călare pe cal, îmbrăcat în scafandru și cu un Iisus mare la gât. Aia a fost... Bă. Aia a fost când burta lui Guță îi apăsa ceafa calului, așa, calul, și calul mergea așa. Și el în labe de alea de scafandru, că nu intra în aia, știi? Deci se poate comedie și așa. Și eu mă plângeam la el de japonezul și când a vrut și mi-a zis ăla, a zis, da, bine, scuze, nu mai plângeam. Mamă, dacă aruncam CD-uri, aruncam o viață. Eu l-am cunoscut pe Vadim live, în pauza publicitară. Nu, așa. Deci întâlnirea cu live-ul și cu Krapatos, da. Ți-a folosit, foarte mult și chiar și Dan, vezi? Eu îi mulțumesc, în continuare îi mulțumesc că pe mine m-a scos dintr-un fel de anonimat și mi-a fost un frate mai mare și în continuare mi-e un frate mai mare. Bravo, bă, foarte tare. Și chiar este necunoscător, adică m-a protejat foarte tare și m-a învățat multe lucruri. Tu ești Danul meu. Bun. Ei, avem o putică care o să intre imediat, da? De data asta... De ce ai plecat? Ce, așa, și ce s-a întâmplat? Măi, eu nu m-am integrat ca lumea în la umor. Ce însemna? Ce însemna să te integrezi? Nu m-am simțit niciodată confortabil. Erau Cătălina vine la mine și mi-a zis: "Știi că nu mai e curtea." Eu care ar fi trebuit eu să eu nu m-am simțit confortabil, plus că mi s-a oferit o altă chestie, tot în trust, la care până la urmă am renunțat și la aia, că au fost niște discuții acolo. Ieri am fost la o întâlnire să mi se ofere altceva, am renunțat și la aia. Bă, stai așa puțin, vorbesc cu Antena. Bă, dacă a refuzat ăștia care n-avem. Eu sunt într-un punct foarte fericit al vieții mele, în care bravo, merge din foarte bine și stand-up, merge online-ul foarte bine, YouTube-ul merge foarte bine. Îți merge bine de la America Express încoace? Da, merge mai bine. Mergea bine și înainte, dar acum da, merge mai bine de atunci. A folosit America Express? Da, bineînțeles, bineînțeles că a folosit. Pe noi doi, Păi da, nu, dar sincer, pe noi doi, m-a dus într-o popularitate foarte mare. Te știe toată lumea. Da. Noi ziceam la un moment dat că premiul adevărat din America Express nu e finala sau așa, e cum te întorci acasă în imaginea aia e cel mai mare câștig. Da, da. Noi am ajuns până în semifinală, dar câștigul nostru în inimile și în sufletele oamenilor am fost de finală. Da, da, nu știu Mihai cum mi-a ieșit după toată emisiunea asta. Mihai. Vorbesc românește. Open mic, acum o să fie o chestie. Open mic, doar băi, pentru oameni. Băi, eu sincer să fiu și cu Cătălin. Spune-ne tu, știam noi... Nu știam asta, absolut. Asta ne cunoșteam. Nu, asta am vrut să zic. Și noi de exemplu, că tu nu știi ce fac celelalte echipe. Nu știi cum sunt. Noi ne-am întâlnit doar la... Ne gândeam doar la careu. Exact, atât. Și te înțelegi foarte bine. Când eram, ce pupos, baby, putare, pui, era pui la... Păi nu, mai ziceau și ei cu pui. Luaseră și ei. Pui, am mâncat la pui acolo. Și nu aveam nicio legătură cu ce am văzut la televizor. Toți am rămas zic, de unde? Stai puțin, că nu înțelegeam. Da. Și te păcălești că tu când vii acasă, vorbești cu alții de acasă și mamă, să vezi ce mișto să ia. Și păi vezi pe TV și... Bă, nu m-am... Eu nu mă așteptam. Bă, zis, bă, eu nu mă așteptam ce relație frumoasă să aibă aia. Da. Chiar tot mă întreba, bă, îți place de Mike? Bă, îmi place de Mike, de ce nu? Bine, da. Până la urmă, Mike vis-a-vis de mine și de Cătălin s-a comportat admirabil. Ce în curte la ei e treaba așa lor. Așa eram și noi cu frații. Noi cu frații ne înțelegeam foarte bine. Nu știu, și pe aia, văd pe filmare, vorbeau de ele, da, ne încurcau, vreau să ne încurce. Dar mine, stai, și Bie cu maică-sa, de exemplu. Bie cu Michi. Uite, Mike, Michi. Acolo. Tot așa, la careu, și așa erau foarte mamă, fiică, protejat, nu știu, și pe aia, hă, mă, puh, când dracu, când? Voi cu cine ați fost acolo? Cu frații? Noi ne-am înțeles bine, frații, toată brothers, lumea. Noi eram cu fetele, cu Andrele, ne înțelegeam foarte bine. Bă, și la noi a fost o gașcă, a fost o gașcă extraordinară. Bine, a fost și meritul meu că, sincer să fiu, era o diferență extrem de mare de vârstă. Mm-hmm. Eu,
Cel mai mic avea 19 ani, Aris. Da. A fost socoteala până la 102. A foarte drăguț și Aris. Foarte... Cătălin s-a lipit imediat de Aris, s-au făcut gașcă. Noi am făcut gașcă și au văzut pe semne că așteptau de la mine un semn. Bă, avem glume, n-avem... Și am zis, băi, alo, eu sunt tata lor. Păi noi, machitores, pac-pac, fortes, pac-pac, m-au luat lider. Și liderul a condus. Da. Ce tare. Și s-a făcut o gașcă fenomenală. Da. Îți jur, n-am avut o fiță acolo. Sau, noi nu, că... Never. Nimeni. Asta vine și de acasă, să știi. Vine și din vine și din turnee. Tu știi foarte bine, te oprești să-ți iei un sandwich la o beznărie sau mănânci la... Apropo, el vrea să facă o aplicație în care sunt cele mai bune locuri de mâncat pentru comedianți și așa. Când mănânci în anumite locuri, când dormi în anumite locuri, nu mai ai fițe, nu mai ai chestii, nu mai ai... Da, să spun ceva, știi ce... cu timpul... încep să alegi locurile unde mănânci. Pentru că ai niște pofte care și niște mâncăruri care îți rămân în minte și de câte ori ajungi în orașul ăla, vrei să ajungi clar, neapărat acolo. Da. Dacă cumva e închis sau s-a întâmplat ceva, ți-a dat ziua peste cap. Da, te pierzi, nu mai știi. Unde mâncăm? Ce? Nu e acum, nu. Da. Păi noi avem, de exemplu, dacă terminăm show prea târziu și știm că e închis acolo, comandăm dinainte mâncare, chiar dacă e rece. Deci nu mă interesează, să știu că e de acolo mâncarea seara. Să fie de acolo, vorbesc să vă, nu vreau. Nu mâncăm. Dacă e închisă Sergiana în Brașov, noi nu mai mâncăm în Brașov. În momentul ăla am murit de foame. Ei sunt la dietă, acum vor să arate... El e la dietă, eu pur și simplu... Ești... El nu mănâncă carne. Da, bine, e la dietă. Anul ăsta faci 10 ani de căsătorie? Păi că mă... Da! Am simțit cum se... Se topește virigheta pe inima așa, am mai strâns un inel. Eu spun nevastă mea, anul ăsta facem 19 ani de când suntem împreună. Și de când suntem împreună, stăm ca și cum am fi căsătoriți. Avem totul împărțit și de-aia nici nu mă gândesc la căsătorie. Ce înseamnă asta împărțit? Adică banii mei sunt banii noștri. Nu, glumesc. Adică împărțit... Acum nevastă azi, stai, glumesc. Stop. Cum? Stop, împărțit totul. Stai că asta m-a derubat. Noi de când ne-am cuplat, ca să zic așa, cu nevastă mea, din facultate, absolut toate cheltuieli, tot mâncare, tot ce cumpăram, luam împreună. Din prima săptămână de când suntem împreună. Adică pune și ea banii. Da, atunci da. Punea. Acum nu prea. Acum ea pune, muncă și respect pentru toată lumea. Multă lume zice, că ce mare chestie, să crești doi copii, să ai grijă de o casă. Nu pot, nu sunt în stare. Este îngrozitor. Ea a făcut mai mult decât mine. Trei joburi acolo, cinci joburi. Da, exact. Da. Și asta cine nu zice, băi, dar stai acasă, nu e adevărat. Este cea mai grea chestie. A văzut și Cătălin acum. Și asta zic că noi suntem, noi facem 19 ani anul ăsta, în octombrie, de când suntem împreună, și 10 de căsnicie. 10 de când sunt căsătoriți. Deci Cătălin știe, bravo. Bravo, Cătălin. Vezi, avem un research foarte bine pus la punct, veioză, 10 ani. Toate alea sunt aici. Uite, am și surpriza pentru voi, pentru că v-am auzit vorbind doar de chestia asta. Și... ce? Imediat. Bada. Surpriza este de la Sergiana. Da, serios? Ce tare. Sergiana. Povestea Sergiana este cu niște ardeleni faini, vrednici din Poiana Mărului, care făceau niște lucruri extraordinare. Făceau pită faină, cartaboș, cârnați, tobă. Iar toate lucrurile astea le-au transformat într-o afacere extraordinară. Le mulțumesc pentru lucrul ăsta că au dezvoltat bucuria asta nemaipomenită pentru cei care iubesc produsele tradiționale. Așa că îi puteți găsi în peste 50 de prăvălii, prăvăliile Sergiana, în 20 de județe, iar restaurante 11 la număr, în Brașov și Neptun. Povestea Sergiana continuă și la Țocii.
Ce vă spune Sergiana? Stai așa, nu-mi băgați întâi. Da, sunt niște farfurii. Noi când mergem în Brașov. Atenție! Noi când avem show-uri în Brașov și avem multe de obicei, primul loc la care ne gândim când vrem să mergem să mâncăm e Sergiana. Da. Adică fără să, de zile, de fără de zile. Faptul că e acum reclamă sau așa, dar chiar, dar nu chiar așa. Dar noi reclamă, sunt prietenii chiar noștri. Așa e, chiar și așa la e. Ajută și ei pe Tsocii. Foarte bine. Să da mai bine chiar, pentru că e un brand bun, lucruri interesante. Bravo. Păi doar la 3:30 trebuie să mănânc. E, da, acum poți să dai ceasul în față. Da. Așa. Poți să iau la pachet? Poți să avem și la pachet. Gata. Avem și la pachet. Mamă, deci când ajungeți la Brașov, Sergiana. Da, nu? Clar. Da. Bravo. Și toată bine. Lumea Sergiana dacă merge la Brașov și localul frumos, și în Poiană. Și în Poiană. Da. În Poiană au Stâna. Ale Caldaboș. Stâna turistică. Da. Stâna turistică, da? Și carte Boș. Avem de toate. Mamă, mor aici, ești nebun. Da. Deci, lasă, eu în America am avut un prieten cameraman, Crețu, cum îi zic eu, care știa că îs mâncăcios și mi-era foame și trecea pe lângă mine așa? În fiecare zi și zicea, mamă, niște sărmăluțe cu smântână așa și în fiecare zi, mamă, niște gogoși din alea ca la bunica, mă venea să-l bat pe cuvântul meu. Da. Îmi venea să-l mă enerva orice, în fiecare zi zicea altfel de tot mâncare singur, cu poftă. Da. Ok, o să-mi pun și eu. Asta okay. E tobă, mă. Asta e tobă, da, cu șoriș, cu de toate. Cu și acum că Nelu face 10 ani anul ăsta, tu faci cât? Un an de la... Ce bună! Ușile, ușile! Da, eu fac un an de zile de când sunt deschis. Open space, da. Chiar vreau să te felicit că... Soția ta o cheamă Livia, nu? Ligia. Contează. Ligia, Livia, tot aia. Ligia, nu contează. Important e să fim noi, Cătălin. Aia exact, aia e. Bine, hai că eu plec, mă, o să plâng un pic în spate. Eu nu vreau. Eu nu vreau să vorbim despre chestia asta. Da, nu. Vreau să spun doar atât. Proverbul ăla, prietenul la nevastă se cunoaște. Ce băie. Nu știa, nu știa. Am dat-o eu, vă știu. E de actualitate? Eu cred că îmi fac tricou cu asta. Bun. Prietenul la nevastă se cunoaște, eu cred că îmi fac tricou. Este cea mai tare. Doamne, tatuaj. Bombă. Bombă. A durut mai mult prietenia? Și nu mai vorbesc după asta. Nu, că nu vorbesc. Ce a durut mai mult? Prietenia sau... Ai pierdut doi oameni dintr-o dată sau numai unul singur? Zim sincer. Doi. Ai pierdut doi. Doi. Da. Da. Dar tu știi că eu mă simțeam așa ofuscat că citeam în știri cu cel mai bun prieten și eram... Asta nu. Da. Nu. Nu, eu n-am dat acolo. Da. Stați așa, eu nu... Tocmai ai fost avansat. Adică era până prin eliminare. Da, avansat. Ai fost avansat prin eliminare. Eliminare, da, a fost faul. Deci, a ieșit ce ai făcut. Te încălzeai cu talent pe marginea terenului. Aici a dădea gol. Faultat. Schimbare! Cortea! Cortea, uite-l, de atâția ani de zile. Ai fost lângă el la chestia asta? Da. Da, chiar mi-a fost a contat mult fost acolo, prietenia. Da. Deci ce înseamnă un om mișto cu care să vorbești și să ai pe cineva aproape? Da. Înseamnă extraordinar de mult. Un om în care te bazezi când îi spui că vorbești cu foarte mulți, dar foarte puțin trec prin filtrul prieteniei, răspunsul și sfaturile pe care ți le dă. Am dreptate sau nu așa? Da. Zi. E și ciudat, pentru că n-am mai avut oameni atât de apropiați care să treacă prin asta și la care să fiu atât de aproape de ei. Și mai ales mergeam în turnee și venea la mine și povesteam despre asta. Chiar a fost nou și pentru mine, dar mă bucuram că îl vedeam că vine cu o energie. Te bucurai, mă? Nu. Mă bucuram că îl vedeam că... Venea la mine cu o energie și pe ce vorbeam pleca mult mai luminos și mai ok cu toată treaba și Pălinca pentru ziua Pălinca de Ardeal se numește. Pălinca de a doua zi. Ce bun e Pălinca de a doua zi.
Dar în același timp se putea și mult mai rău și eu chiar militez pentru treaba asta că, bă, nu suntem victime, suntem au pățit, se pățește din antichitate, se pățește din peșteri. Și sunt alte lucruri mult mai grave. Mult mai grave. Și mă bucur din suflet și te felicit că ai avut puterea, ai văzut ce face cu umorul, treci mai ușor. Da. Dacă erai cântăresc de operă, era grav. Trebuia... Ce bun, fac stand-up și eu. Doamne, deci m-a venit Dumnezeu de baritor. Umblam prin societate. Ce mă fac? Ce mă fac? Atunci trebuia să fii prieten cu Marcel Pavel. Da, chiar, Romica. Aria părăsitului. Cântăreții și revin mai greu. Romica, ai avut, de exemplu, spectacole când trebuia să urci pe scenă să fii totul fericire și bucurie, dar aveai în același timp o dramă, o problemă da, mai mare. Da, tata, Dumnezeu să-l odănească, a murit la Craiova. A trebuit să joc. Am jucat, tata era pe masă acasă, la Craiova. Am jucat la Tănase și a doua zi m-am dus și l-am îngropat. Am mers și Cornel cu mine. A fost, cred că, îngrozitor. Adică să fii pe scenă, să faci oamenii să râdă și în același timp să știi... Bine, și nu numai adică aia. A fost și întâmplarea cu băiatul meu. El era plecat în America. O știi? Nu știu. O povestește Cătălin. Bine, scurt așa că a înghițit două biluțe magnetice și ne-am dat seama destul de târziu, cu septicemie, operat de 3 ori, adică destul de foarte nasol. Și era în America. Eu eram în America în turneu. Și a trebuit să mai stea, să mai joace. Noi aici eram terminați, efectiv. Am oprit acolo, am jucat, am sunat, m-a sunat Cătălin, tată, e rău lui Filip. Aia, am sunat pe cineva, pe un doctor. A fost asta, știi, una de alta legată. M-a sunat, eu am sunat, ăla era plecat în Austria la schi, era undeva în ianuarie, februarie. Ianuarie. Așa, în ianuarie. Și... Exact, mă uream cu sufletul ce se întâmplă, l-a operat eu fiind în America, vorbeam la telefon. Uite, asta e o chestie pe care oamenii nu văd, adică când vii la un spectacol și sunt mulți care au o atitudine greșită față. Adică nu știu dacă voi ați pățit, noi mai avem heckler, cum îi zic, care mai comentează, mai țipă, mai hater. Știu, știu. Și asta e că tu vii acolo și oricum te chinui să-ți faci treaba și să faci cât mai bine și nu știu că, bă, poate omul ăla El are dreptate, are dreptate Cătălin. El plătește. Ăsta e spectatorul. El plătește. Și vine să se bucure. Tu vorbești acum de chestia asta vis-a-vis de Cătălin? Dar nu s-a știut. Adică Pe mine mă deranja întotdeauna. Eu nu vreau un respect anume o preliște anume, un respect trebuie, acum nu... Nu, dar anume, știi? Doar pentru actul artistic și atât, adică nu îi contează ce așa. Aici sunt chestii grave pe care publicul nu are de unde să le știe, adică nu... Bă, uite, am pățit asta, o să... Nu. Da, vii cu ea prima oară. Asta e foarte dificil pentru... știi mai mulți, știu și pe Albulescu, care tot așa a avut o dramă nasoală și trebuia să joace pe scenă și să-și facă treaba ca lumea și era, a fost nasol la el. Și asta e o chestie cu care trebuie să trăim cumva și eu n-am avut, din fericire până acum n-am trăit, dar am văzut la el cel puțin și mi s-a rupt suflet. Deci când îl vedeam cum era înainte să urce pe scenă și nu vrea până să urce, nu vrea să urce. Dar de asta era vreau să le mulțumesc oamenilor pentru că mi-au dat din energia lor. Da, energia incredibilă. Și schimbul ăla de energie, este fantastic. Ăla, cum să spun, este... E mană cerească pentru sufletul actorului. Da. Și mai ales la noi, la comedie, pentru că noi așteptăm reacția imediată. Mm-hmm. E gravă cu televiziunea. Eu, când am început, eu care aveam la bombă, venea sală, sala palatului. La televiziune și spunea în caz că nu mai aștepta, că nu te aplaudă nimeni. Dă-i în continuare. E bună, e bună. Dă-o, o comentăm după aia. Sau ți-o comentează ei după aia când te întâlnești cu ei, cu oamenii. Bă, ce bună a fost aia. Da. Înțelegi? Așa e, că e feedback-ul instant. Feedback-ul de noi care televiziune. E foarte greu să faci televiziune când ești obișnuit cu live. Da. Cu reacția imediată. Da, așa. Da.
aia te și încarcă. Te și acolo îți dă măsura, acolo vezi. Da. Dacă mare. Ce-ai gândit tu, bine, nu toate, bă, nu ai de unde să fie toate 100%, bă, dar dacă ai 70% din text bun. Da. Mare noroc cu oamenii, mare noroc cu comedia și mare noroc cu oamenii. Bravo ție, mă bucur din suflet. Le mulțumesc acum la fiecare spectacol, că ați fost anul trecut, vă mulțumesc din suflet că mi-ați transmis o energie care m-a salvat. Și chiar le mulțumesc mult. Și sunt oameni foarte faini, oameni care vin la show-uri, adică mai sunt câțiva, cum zicea Heckler, care e un pic greșit, adică ok, plătești bilet, dar îi faci și pe restul să se simtă prost din jurul tău. Și când mai și comentezi, mai adică la... ce? Da, să apucă ei să comenteze. Zi-mă ce, cum a fost, e... Da. Dar nu, de obicei îi punem cu botul pe ăla, adică eu cel puțin, el nu prea vorbește cu ei, merge repede peste, eu stau, eu îi descos, fac de rahat, cu vorbele lor îi fac de rahat. Asta și face și Cornel, meu. Și eu, și mie îmi place... Da, nu pot Cornel, să stau da, așa da, să... Da, așa e. Exact. Da, Cornel stă pe el până nu-l arde până la sfârșitul spectacolului, îl așteaptă la ude, îl așteaptă și eu dă când e mai... Înțelegi? Eu zic, trei clasă, mă, nu mai... Refacioză. Da. Nu. Adu-l încoa. Da. Stai la masă. E... Și pe anul ăsta 2024 ce proiecte aveți? Acum, concret. Păi el Cătălin a spus într-o oarecare măsură. O să mai da. Merge Ai umorul încă două sezoane, adică mai merge până la sfârșitul anului, special scris în timp real pentru finalul anului, la fel de filmat, cartea pe care o scot la jumătatea. Cum te înțelegi cu Nathan Ticu? A, extraordinar. E mișto. E Nathan Ticu. Se dor de mine. Dacă am învățat ceva în 2023, mă duc mai multe părți. Așa. Nu vreau să uit. Ok. Bă, ce a însemnat pentru foarte mulți din cei care s-au descoperit și care au început să facă meseria asta, ce a însemnat Ai Umor? Pentru că eu mi-aș dori, am vorbit și cu producătoarea mea, să vorbesc cu producătorii acestui show, să-i chem, pentru că ăștia au deschis o plajă, o ușă fenomenală către comedie. Atunci, ce înseamnă Ai Umor? Când a fost prima ediție Ai Umor, a fost bombă. A fost ceva. Dar pentru oamenii care au participat acolo și pentru oamenii care au câștigat și așa, a fost o pârghie de lansare foarte mare. Problema la mulți dintre ei e că nu aveau cu ce să susțină popularitatea de acolo, înțelegi? Deci, asta este vorba. Și s-a întâmplat o chestie pe care eu la un moment dat o să le zic. Bă! Tu dacă n-ai cu ce să susții popularitatea care ți-o dă un show, nu ponegri show. Înțelegi? Ce fac? Da, mă lași cu Agnea așa, nu știu ce. Că noi acolo sunt aranjamente, sunt făcute. Bă, dacă tu l-ai câștigat sau ai participat acolo și nu mai ai material după aia să răspunzi la cerințele din țară, că păi tu chiar la lumea. O pognești odată. A doua oară, dacă nu confirmi pognitura, s-a închis la non-stop. Exact. De asta sunt mândru. Anul ăsta a câștigat sezonul Florin. Trecut a câștigat Florin Gheorghe, care Florin Gheorghe e un comediant și a trecut prin toate etapele și are material. Foarte bun. Țiganul nostru. Bun. Are sala Palatului acum la finalul lunii, adică face cu brigada lui, cu nu știu ce, cu băieții ăia. Bravo. Are cu ce să susțină. Bravo. Nu o să zică niciodată. Da, mă, și nu știu ce. Ai un bun cine? Ridică. Băi, și la TV. Cine a zis? Cine a făcut ce? Na, e, mă. N-ai. Cine, mă? N-ai. Am zic eu, mă. Dar tu stai la țară, tu ai... A fost un băiat care a dat o glumă foarte bună atunci când a fost la Ronaia Nicolae. Da. Ăla cu chelie. Da, așa, care acum nu mai e chelie, că e nu mai e chelie. Gata. Da. Și da, el după ce a fost acolo și a bubuit, a avut... Ca exemplu. Zic ca exemplu, acum vorbim. Ce? Păi de ce? Eu nu am avut o problemă cu asta, nu m-a afectat sub nicio formă, dar că observam ce se întâmplă. Adică, da, și era vorbitul la persoana a treia despre tine. Asta, pe mine asta a zis, ok, treaba ta, faci cum vrei, nu cred că e o direcție bună. Adică în momentul în care zici, Nelu, Natenă, Cortea mai are, Cortea de-abia acum, tată, Cortea de aici, când vorbește așa despre tine, e o problemă deja. E o problemă. Adică, și asta am început el să fac atunci și a zis gata, de acum a rupt și doar în jos a mers după aia. Pentru că nu ai, exact ce a zis el, dacă n-ai ce să susții mai departe, sigur, o bubuie odată, dar nu,
Dacă n-ai, comedia, nu muncești non-stop, nu mergi așa. Și să spun, comedia se perimează, ca act artistic, se perimează cel mai repede. Da. Pentru că odată ce ai dat-o, gata, și n-ai susținut-o, s-a închis, dar pac. La revedere. Da, la revedere. Deci, de bucă, ultimul tău show. Exact, da. Noi de asta avem cumva și o frustrare față de muzică, că la muzică poți să faci o piesă și 20 de ani s-o cânt, da, să o cânt, să rup cu ea. Da. La comedie nu mai merg. Uite, Enache n-are niciuna, știu că vei zice. Are, înțeleg, sunt și de ăștia care nu confirmă regulă. Dar Enache e farmacistul. Da, Enache, da, da. Dacă n-ar fi, da. Nu spun numele, că cine știe, poate mă vedeți într-o zi cu prostamol pe masă. Da, și... un platou de medicamente. Un platou de romic, așa. Da. Voi aveți probleme cu asta, dar nu e în cazul. Da. Nu, să știe, ia-le, ține-le întorc pe două. Nu da. Expiră, nu expiră. Never. Forever young. Da. Niciodată, da. Așa, da, sigur. Așa. Și tu? Eu, acum, după discuția de ieri, s-ar putea să mi se propună un alt proiect. Nu știu dacă o să refuz sau nu și pe ăla, vedem. Mai avem, dar de ce le refuz? Nu sunt... Pentru că... Nu mă interesează ce, unde, ce, cum. Vorbesc despre tine. Nu te pup cu proiectul în sine? Da, nu mi se pupă nici cu programul de stand-up. I-ar bloca prea mult. Financiar, iarăși, nu mă ajută atât de tare cât mă ajută, de exemplu, spectacole pe care le ai. Da. Plus că nu mi-aduce suficient de multă popularitate, ca zic așa, cât mi-aduce YouTube-ul meu, unde am deja 130.000 de oameni. Da. Adică e... Dacă le iau un bani, la mine e simplu. E matematic totul. Că... Eu sunt inginer la creier și la bază. Da. Am făcut și politehnică înainte. Da, și dacă se pupă bine, dacă nu, nu. Adică e atât de simplu. Dar e posibil, iarăși, avem luni niște podcasturi. Nu știm, vedem. Avem, da, sunt. Eu sunt proiecte. Că eu nu vreau să fac asta. El, da, da. El nu... Nu vrei să stai acasă. E foarte bine, nici eu. Copiii sunt obișnuiți deja, așa că... Mai a trecut peste. De nepoți. De-aia au părinți. Da. Da. Vreau să mai fac o piesă anul ăsta. Noi am mai avut, nu știu dacă le știți, am făcut niște melodii amuzante, dar care sună și foarte bine. În timp și care au mers foarte bine. S-ar putea să mai fac o piesă și anul ăsta, dacă am timpul necesar, să vedem. Da, el face oricum. El face și turvlogul. Turvlogul e o chestie extraordinară, care are foarte multe vizualizări. Da. El filmează toate turneele, toate așa, și le face un montaj extraordinar, comic, de ce, în 20 de minute. Apropo, adică... de ce spunea el vis-a-vis de, bă, o să vadă copii, o să vadă nepoții. Acum, mă uit la filmările astea din turneu de acum 4 ani, 5 ani, Doamne, deci e atât de fain și de amuzant și ne aducem aminte cu atâta drag chestiile pe care le-am făcut acolo și mă bucură cumva că fac un fel de documentare despre chestia asta. Podcastul nostru, colegi de cameră, care merge. Și cum vezi, asta e un avantaj. Noi acum 30 de ani când am... Aia era camera aia, o căreau 3 inși. N-am avut norocul cu asta. Adică mie, da. Arhiva la Sahia, poate ați să prindă cornet. Adică YouTube-ul meu mi-a foarte mult... Da, Flor, nu ceva de genul. YouTube-ul meu mi-a foarte mult timp să-l întrețin ca lumea, că și vreau să ce pun acolo să fie ca lumea și atunci stau vreo 3-4 zile pe săptămână doar să editez ce pun acolo. Și faci foarte bine, foarte da. Și mult. Și pe lângă asta, da, o grămadă de chestii, filmări, proiecte, am mult, nici nu știu, așa... Trebuie să-și ia parfum! Asta n-am parfum odată în viața lui, asta e proiectul meu și al soției lui Elena. Să-și ia parfum. Anul ăsta să fie... N-am știut, mă, da. Că eu nu am noi parfum. Eu am mirosul foarte bine dezvoltat. Hai să luăm așa. Eu vin din neam de vânător. Străbunicul vânător, bunicul vânător, taicul vânător și o să fiu vânător așa. Am mirosul foarte bine dezvoltat. Eu nu suport. Pe mine mirosul foarte hunting, care desenul animat. Da. Da. Și eu nu suport mirosurile foarte puternice și la parfumul să miros eu tot timpul așa, nu place. Și cu ce te dai cu căpriora, cu mistres, cu ce? Nu miros. Nu miros. Și mă frec cu găina, cu lacrimi de mistres. Fac duș. Grăsime de foc, i-a dus cineva acum grăsime. Da, grăsime de foc, aia e bună. Fac duș. Dacă fac duș. Dacă e suficient, nu transpir, nu nimic prea, uite, asta e o chestie. Nu aduceți... Dar să ne înțelegem, fac reclame la Rexona, dacă vreți, la orice firme, bă, veniți că eu... Deci dacă... Păi nu, că dacă ai spus că nu-ți place cu miros, dar poate alea o să-mi placă. Mai de dracu, nu mai prins reclame la...
Deci acum când pleacă să dă cu niște... Ce faci reclamă la parfum, bucioacă de aia la nas de rufe. Un parfum fenomenal. Mirosiți. Luca, am probleme și cu detergentul. Dacă pune prea mult detergent și miros hainele prea tare a detergent, nu pot. Nu. Deci e și defectul. Deci, bun. Eu credeam de la început, mi se părea normal. Cum vorbești cu omul imediat. Vezi cum s-a schimbat clasamentul? Adică e dubios de familie. Chiar vreau să vă întreb, voi sunteți vârful de lance. Eu așa vă consider, în treaba care o faceți voi în momentul de față, pentru generația noastră, sunteți acolo sus, reprezentați ceva. Ce sfat aveți pentru generația care vine vis-a-vis de toate metodele astea de expunere care le avem la îndemână în momentul de față? Să nu sară nicio etapă. Exact. Să nu te aștepți din prima să opun asta și bum. Nu. Da. Nu. Să nu sară nicio etapă. Să ai răbdare. Da. Să ai răbdare. Că da. Și eu, canalul meu l-am crescut de la, da. De la zero. Adică îl vezi pe Țociu acum și zic vreau și eu Țociu. Vreau și o pălărie asta. Păi da, câți ani de muncă sunt în spate. Câtă suferință, câte nopți nedormite, câte drumuri, câte sute de mii de kilometri parcurși. Nu da, pot. Să nu sară nicio etapă. Ia-o de foarte jos, ia-o de la open mic, ia-o de la jos, de la o masă cu prietenii. Și după aia du-te, lipește tu afișe, fă chestii, promovează-te, așa, scrie text, mult text, dă-o în bară, pentru că asta o să creeze caracter și mers... un personaj comic la un moment. Eu am mers cu Mane, doar eu cu un prieten, nu știa nici dracu și mergeam prin țară, am avut spectacole. Mergeți împreună, nu vă știți. Ba dacă am fost acum la Cluj, am fost soldat, dar că nu... Ajunsesc să făceam eu afișele. Mane nu-l găsește măsa atât de necunoscut. Ăsta suna el la locații să pună, adică nu aveam merge, nu aveam nimic. Pe zap! Deci promovarea cu fum, bă, așa, bă, ca indienii, zic, un bloc. Da. Făceam poze la intrare în orașe cu pancarta ca să știe oamenii că am venit. Mai prins ceva. Dai seama, la noi nu mai e afișe. Și să umpli două săli, să faci asta, da, îți trebuia greu, aia, ca și la mare, ca așa. Da. Că am avut ani. Ani în care fară de fară, la mare, 3 luni, spectacol, în fiecare seară, gândiți-vă. Da. Și asta, ca și la voi, trebuie bătută. Și încă un sfat, dacă faci asta doar că vrei să fii faimos, e total greșit. Dacă o faci pentru bani, la revedere. Da, deci dacă nu faci că îți place, dacă nu-ți place și o faci numai că vrei tu să apară la televizor să faci asta, e total, niciodată nu o să ai drive-ul necesar. Să depui munca necesară. Dar și nu mai păcălești lumea. O păcălești odată cu cardelă mică, pac. După aia, dacă nu confirmi, nu e. Sunt o grămadă, ca și la cântăresc, care cântă fenomenal. Da. N-au trecut niciodată dincolo. N-are aia. Da. Ce, nu poți să o explici. Da. Publicul o simte dacă o ai sau nu ai. Da, corect. Și mulți ar trebui să fie texteri. Știi? Lasă scena. Dacă vezi că nu treci de public, știi? Dă-te în spate și scrie, că sunt unii care scriu și poate scrie extraordinare. Poate scrii mai bine. Că, și asta. Sunt compozitori care compun mai bine decât cântă. Exact. Dar dacă insisti să cânti și prost. Nu. Și asta. Nu sări nicio etapă și nu o face pentru bani. O să vină și bani la un moment dat. O să vină și faimă. Dacă e să vină, vin. Banii tăi, dacă-ți banii tăi, nu ți ia nimeni niciodată. Da. Nu ți s-a întâmplat să te gândești la niște bani, să zici gata, cu tare și aia, mai iau. Și pac, se întâmplă că nu aia. Și zici, ăia nu erau banii tăi. Erau banii tăi, exact. Banii tăi sunt banii tăi. Sunt banii tăi. Exact. Bravo. Exact. Eu vă felicit pentru tot. Mulțumim frumos. Pentru și noi tot ceea ce faceți și mă bucur că reprezentați o generație mișto. Vreau să vă mai întreb doar atât. Are viață lungă comedia în România? Da. Știi cum? Non-stop. Mamă! Este n-ai singura cum. Chestie care a mai rămas. Pentru că oricât de multe probleme ar fi, oricât de... fie că ai tu acasă, fie că sunt probleme în țară, fie că orice... Bă, comedia te ajută să treci ușor peste, dopamina, ai tot ce... Și îți dau un exemplu. În momentul ăsta, de exemplu, sunt oameni care călătoresc de la București la Brașov și pe mașină au pus podcastul vostru să-l asculte, podcastul ăsta, din momentul ăsta, l asculte, decât să asculți muzică în care toată lumea se părăsește pe toată lumea și radiourile și știu ce. Asta e comedia, înțelegi? Asta e comedia care îți ia gândul de la, bă, da, infrastructura, bă, da, bă, ți-a... Deci, comedia, bine, vă spun și eu cu certitudine lucrul ăsta, încă se vinde în România și se vinde bine. Da. Avem o surpriză pentru voi. Încă una?
Încă aia avem mai multe surprize. Aia avem mai multe surprize. Cadouri? Avem așa un cadou. S-a dus regimul? Dacă e regimul. Asta este că e greu. E greu. De la Sergiana. Doamne, cât de greu e. Ah, uite. Două? Două, da. Păi Sergiana, mă, nu e... Am avut o firmă care îmi dădea salam un plic și am zis că... Deci asta e mai greu decât laptopul. Da. Doamne, fere, mulțumesc. La mulți ani. Și de la prietenii noștri, de la George and Dragon, avem vin. Se numește verighetă pe fica tu, să nu mai poți. Asta așa poți să-l ții. E perfect. Știi, aveam o poantă, dar o dau acum la final, că e bună. Bă, sincer să fiu, m-aș apuca și eu de stand-up. Dar mi-e frică că mă lasă nevastă. Haideți că vă pup. O să plec un pic. Mulțumim, te iubesc. De... Bravo. Mulțumim. Stai jos ca să lasă pe asta. Asta e, avem așa. Una pentru una tine. Una pentru tine, mulțumesc. Una pentru tine. Să vei cu cine ți-e ție, drag. Avem, numai gata, auzi, trecutul e trecut, la revedere. Avem ceva, perspective... Ce? Avem pe cineva în teren? Doamne, dar de-abia mănânc și eu, de-abia... A, deci nu avem pe nimeni în teren, deci nu dai salamul la nimeni. E solo percuție, da. Bravo. E perfect. Iar... Dar alerg, adică particip. Adică particip. A, de-aia mi-era frică că rămâi tot singur. La Bob în doi. Adică mai fug la Bob în doi, da. A, după care tu rămâi și Bobul se duce mai încoace. Bine. Să nu rămâi singur. Nu rămâi singur, da, nu schiez, nu fac slalom. Da. Cătăline, succes. Iar asta, noi avem un program frumos pe care l-am făcut împreună cu cei de la George and Dragon. Vrem să ne dați pe sticlă un autograf. Uh-huh. Iar la un moment dat, când o să avem mai multe sticle, vrem să le scoatem la o licitație. Ație. Iar banii îi dăm unor copii cu nevoie. Foarte frumos. Mă rog frumos. Ăsta știu că va costa foarte mulți bani. Da. Ambele. Că mai divorțez de două ori. Da. Ha? Ești bombă, te muți în America. Uite ce face divorțul. Chiar vreau să-și cu nevastă mea. Uite bă, ce-a luat-o în sus bor, dar nu vrei să o ardem puțin o perioadă. Mamă, vă pup și vă iubesc. Și mulțumim frumos, a fost o plăcere. Sunteți pe sufletul meu. Jur că sunteți pe sufletul meu. Mulțumim. Cine nu e pe sufletul meu, nu pot. Că nu vede nimic. Nici nu mă vede. Despre asta vă pup, vă iubesc. Succes mai departe. Doamnelor și domnilor, Cătălin Țociu, aici lângă mine, astăzi n-a gătit pentru că n-au vrut ei să mănânce. N-au vrut ei, dar... Așa, dar de obicei gătim. Am spus la început că împreună cu cei de la George and Dragon chiar avem o surpriză. Adică? Astăzi am vrut să le fac pizza pentru că în februarie plecăm la campionatul mondial de pizza de la Rimini. Unde Cătălin anul trecut a câștigat locul 8 în lume. Băi, cine... Pizza? Da, pizza, da. Când mă chem la tine? Am început cu asta, că mâncam. Da, mă. Nu mai băi, alo. Vrei o pizza? Da, nu, un loc cu 8 în lume. Păi da, bravo. Da, pe bine, mai pe vreau, dar vezi că ți-a venit tubor. Ah, da, da, greu că fac pizza, jur. Da? Ok, bun. Felicitări, felicitări. Ai tăi, ce vârteau? 8 și 3 ani. Mănâncă pizza. Mănâncă de tot. Da, bun, gata, știu. Gata, ne trimitem acasă de la George and Dragon. Vă pup, vă iubesc. Nu uitați. Subscribe, like. La Țoci, Cătălin Țociu, share. Și ce mai? Să aprindă clopoțelul. Și să aprindă clopoțelul, da? Vă pup și vă iubesc. La Țoci. Vă iubesc. Nice. Mulțumim. Excelent. Bă, cât e greu! Ce mai greu, rău ăla.